dragă. Eu ați adus de apă. Haide, poftiți. Ce te-ai udat? Plouă, da, nu așa rău, dar ideea măruntă. N-ați avut privilegiu să vă nașteți în orașul Hațeg, aici moșul vine și vara, uitați. Fă o piruetă, moșule. Și cadouri, hai să ne dai. N-ai nimic, ne-am bucurat. Mai știți că v-am spus despre fata care m-a oprit cu doza de Fanta, de... știți voi. No, ce să vedeți, acum am întâlnit cu una, cu gumă. Nu știu, frate, unde mă găsesc, pe mine. Și acum că am respirația proaspătă de la gumă, simt nevoia să vorbesc un pic mai mult și să vă anunț că mâine dimineață merg la Ion Șmecheru cu întreaga mea echipă să vă arăt cât de frumos a ieșit curtea pavată. Pentru că n-am apucat să surprind momentul pe vlog, pentru că eram ziua mamei Geta și a trebuit să plec. Ei bine, acum merg să vă arăt cum arată curtea cu pavaje și să-i punem și mobila de living lui Ion al nostru. După care, în altă zi, îi terminăm și dormitorul și se poate muta liniștit acolo. Mai avem foarte, foarte puțin, dar mai multe detalii o să vedeți mâine pe YouTube. Așa că stați aproape. De naștere, faci 20 de ani, schimb și tu prefixul, așa că vreau să-ți urez și eu un la mulți ani, să fii sănătos, fericit și iubit de cine vrei tu. Și nimic nu ne oprește până când și până zilea. Mai scurt, cine om noaptea, om și ziua, ne-am petrecut toată noaptea frumos, am povestit și acum mergem pe șantierul Ion Șmecheru, pentru care și el nevoie de noi. Forță mare! Ia uite băieții mei! Zicalei! Uite aici leu mare! Auzi! Suntem pe val, fresh natural! Sau într-o pică albuie! Își trage la bucă! Mergem la Ion să-i gătăm căsuța, trebuie să arătăm bine pe filmare, așa că am venit la cel mai bun. Acum suntem la Sibiu și nu pot să vin până la tine, dar mă las până la lui Paul pentru că știe ce face. Dacă locuiți în Sibiu și căutați un frizer bun, e bine, l-aveți aici pe Paul. M-am lăsat pe mâna lui și sunt nu încântat, super încântat. Ia uite ce pierdut a făcut. Mă doare fix și de el și de ea. Părintele, barba oare. Deci, culiță, barba oare, da. Ia uite. Culiță, nu știu cum se face, că a plecat lăutar la Survivor.
și se întoarce părinte. Ăsta e un pas în față. Ăsta e fratele meu, mereu evoluează. Și aici avem comentatori sportivi. Asta e, frățării mei, mai trebuie să învățați și pierdeți. Bravo, faimoșii! E bine, uite frate, un pic l-am lăsat. Nu, am găsit-o. Unde ai găsit-o? Îmi dau-o până în viața mea. Bă, nu se poate. Deci nu se poate, bă, m-am băgat la tuns și uite-l pe ăsta. Și uite ce are acolo, uite-l. Ce, sandwich? Nu. Pune. A, și bere. Bravo, mă. Nu e adevărat.